Într-o pauză a emisiei Mireasa de astăzi, Raluca voia să le roage ceva pe logodnicul ei. Mamă, te ridicat. Am și o rugăminte, hai că eu vreau să-i să mă răspund. Spune. Dacă m-ai auzit pe mine de 10.000 de ori la capricii că nu vreau decât să pe cuplul nostru să ne focusăm, aș vrea să-mi faci același lucru. Dacă da, cineva simte nevoia, nu doar asta, chiar și cu sfaturile pentru Cosmin. Cosmin în imagine le apărea în lumea lui, pentru că e normal, trec prin niște situații și tu erai acolo cu... Păi mi-ai spus că și tu ai vorbit cu Miruna. Păi da, dar n-are legătură. Tu ai văzut că și eu la baie, adică evit lucrurile astea pentru că oamenii se ceartă, se împacă și mai bine îți vezi de treabă, pentru că tu pe punctul de vedere, oricum nu mai înțeleg nimic. E clar că am învățat foarte multe lucruri aici. Unul, să nu mă bag în situații pentru că ei te bași pentru cineva. Da, ideea în felul următor. Ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă, mă ascult. Dacă am învățat ceva din emisiunea asta este să nu mai îndau cu părerea decât dacă sunt întrebată și chiar să evit anumite momente. Doamna Adriana atunci la baie efectiv vorbea, am ascultat-o și ai văzut ce am spus. Trei cuvinte, mai mult asculți dacă simți nevoia. Dar nu te mai băga, nu suntem psihologi, nu suntem... Ok, da. Nu mi-amintesc că am vorbit mai mult. Sâmbătă am vorbit niște lucruri în care ți-am spus eu că i-am dat niște sfaturi lui Cosmin și tu mi-ai spus azi, ascultă-mă și pe mine, te rog. Da, ascult. Și același lucru mi-ai spus și tu, că i-ai dat niște sfaturi Mirunei. Bine, m-a ascult puțin. Tot ce-mi doresc e să ne focusăm noi în 3 săptămâni ne căsătorim, eu mă gândesc doar la viitor. Ce va trece aici, ok, sunt niște tensiuni, sunt niște lucruri care poate ne afectează și pe noi, că sunt oameni de care ne-am atașat. De 3 luni de zile îi cunosc, am stat în casă cu ei 24 de ore, dar pur și simplu mă gândesc doar la viitorul nostru și tu dacă te implici în discuție, automat mă voi implica așa cum mă cunosc. Aș prefera să mă bucur de liniște și să mă gândesc mă făcut să spun lucrurile care vin. Fac și eu. Păi asta îmi doresc să văd. Fără discuții cu Paul, cu X, doar pentru că vezi treaba ta. Da, ți-am zis că Paul a fost un moment. Păi ok, dar nu mai vreau. Ok, să mă întreb, ascultă-mă. Nu ești curios de părerea lui Paul despre tine. Ești curios, te frământă, ce părere ai tu despre mine. Nu mă interesează părerea nimănui. Înțelegi? Cred că ni s-au văzut caracterele la toți și aș vrea să ne focusăm pe alte lucruri. Nu, dacă vine și crezi tu că eu nu mă focusez pe relația noastră? Pe nu am zis asta. Eu spun ce ar trebui să prioritizezi. Dar nu vreau să te mai aud pe tine că te implici în discuții cu X. Te duci la X să-l întrebi ce părere ai despre mine. De parcă ar conta o părere respectivă. Sunt zeci de oameni, fiecare le duce la o părere. Atâta timp când nu ne jignim, ne vedem de treburile noastre. O să ne plătească Paul sau X sau Y facturile afară. Hai să ne gândim mai bine ce joburi, alte lucruri, ce facem de Crăciun. Nu vreau să mai avem discuții de tema. Hai, vin casă? Da, vin. Același lucru să faci și tu. A, bine că mi-ai zis. Ți se pare că nu fac asta? Nu, gen că și am vorbit cu Cosmin. Nu, dar lasă, nu compara. De acolo ai început. Uite, tu de acolo ai început discuția. Tu nu ai văzut discuția mea. Sau dacă persoana respectivă își cere părere. Păi asta, de asta am început să vorbesc eu cu el. Nu că m-am băgat eu în seamă. Tu poți să simți un om când are nevoie de liniște și nu vrea păi să... Păi dacă omul ăla stă pe canapea păi, și îmi spune un lucru. Ok, dar mie mi se părea că tu mi-ai pierdut acolo în imagine și în gândurile lui și tu ai văzut când a fost situația cu Inga și Andrei. La o petrecere în care noi am mai stat lângă ei, nu s-a făcut că suntem, nu știu cum ne-au zis că suntem... Consilier de copii. Ok, și după s-a pus accent pe chestia asta. Nu mai vreau. Nu păi suntem. Nu vreau noi suntem un cuplu. Tu când ai vorbit cu Miruna. Nu mai face comparații, te rog. Nu mai face comparații pentru că ce vorbești de strig de ceea ce ai văzut pe nu mai vreau să. Eu nu mai vreau să mai vorbim despre. Da, vreau să închei subiectul ăsta ca să nu mai vorbim despre. Ok, tu ai înțeles? Eu am înțeles de afară ce mi-ai spus. Ok, atunci hai să lăsăm lucrurile așa. Dar tu trebuie să înțelegi că orice discuție pe care tu o ai sau și ceilalți vin contra ta, eu trebuie o să fiu lângă tine și mă cunosc ce caracter am, coleric. Eu nu mai vreau discuții și tensiune aici legate de cuvinte. Fiecare își trăiește, și cum a zis și doamna Adina, fiecare cuvinte așterne, așa doarme. Eu vreau să-mi aștept liniște și pace pentru 3 săptămâni mă mări. Doresc binele tuturor, dar nu mă privește. Fiecare cum gândește, așa acționează și fiecare acțiune are repercusiune. Cu ce? Cu ce mă ajută pe mine? Că și dacă ești bun sau stai lângă un om, mi-ai văzut cum ți se întorc lucrurile. Am dat sfaturi ca să pari da. Cu mai nu știu cum. Asta spun. Învață-și din lucrurile astea și dacă mi s-a întâmplat mie, prinde-le tu. Capricile iubirii. Ia zi, Raluca, la ce trebuie să vă concentrați? De ce ai simțit așa să-l pui la... Am văzut niște imagini în care Cosmin stătea pierdut pe canapea și Alex îi explica. Acum nu știu cum a pornit discuția, dacă Cosmin l-a întrebat ceva sau că s-a confesat. Nu mă deranjează că discut cu Cosmin, chiar am o părere foarte bună despre el. Și cred că, indiferent de vârstă, chiar avem ce să învățăm de la Cosmin. Eu cred că unul dintre cei mai maturi din casă.
Dar de multe ori am văzut că lucrurile aici sunt interpretate. Dacă am dat sfaturi sau am ascultat 3 luni de zile, mi s-a spus că dau sfaturi doar ca să mă pun într-o lumină proastă, într-o lumină mai bună, să mă valorific, sau dacă am dat pe parte, mi s-a spus că i-a intrat, pe partea a ieșit. Nu suntem aici ca să dăm sfaturi, poate că am învățat din greșeli, nici să ascultăm. Dacă pe Miruna o apreciez, sunt puțin, ei doi fac parte dintre puțini oameni care îmi doresc să păstrăm legătura, dar dacă ei vor să povestească ceva sau să ne spună o părere, bine, dacă nu... Da, plus că asta cu datul sfatului, mă scuzi, a fost total diferită. Adică s-a pus în vedere faptul că tu s-ar putea să vrei să scoți în evidență calitățile, pentru că tu scoteai defectele altora în evidență. Da, da, după discuții de trei luni de zile. Adică în care, nu știu, am vorbit și fără camere și cu camere și aceleași lucruri le spuneam. Adică la început explicam partea bună a lucrurilor, de ce cred eu că e mai ok să faci anumite lucruri sau nu. Și la un moment dat chiar mi se cerea părerea și că nu simțeam neapărat să dau sau... Și pur și simplu cred că nu are sens nimic din ce facem aici, plus că lumea cum se ceartă, acum se împacă. Au fost multe situații în care am intervenit pentru Adina în diferite discuții și mi-am dat seama că nu erau conflictele mele și nu trebuia să port. Deci ție, practic, din cauza acestei situații cu Adina... Da, am învățat că nu vreau să mai port război cu nimeni, fiecare. Și aici lucrurile sunt atât... Păi da, da, știi că prietenii sunt să-ți spună și lucrurile bune, să te felicite când faci ceva bine, dar să-ți spună și când ai greșit. Adică asta înseamnă prieten. Am fost numit consilier matrimonial când... Nu știu. Și ce? Păi da, dar dau, spun ca idee, adică nu consider că în ultimele trei săptămâni... Cosmin, Miruna, v-a deranjat ce a spus Alex în dialog? Nu. Pe Alex chiar îl simt apropiat de mine, are o vârstă, e trecut prin viață și face plăcere să vorbesc eu. Bă, poate învăța multe lucruri. Ți-e teamă ca nu cumva Alex să spună ceva și nu, după aia ei să se împace și să îi reproșeze lui exclus. Alex? Nici eu, nici Alex n-am avea nimic de spus. Nici la adresa Mirunei, chiar și cu doamna Adriana am ascultat și părerea dânsă, eu înțeleg, este mamă, dar în același timp empatizez cu Miruna și empatizez și cu doamna Adriana. Deci dacă te pui în locul fiecăruia, fiecare are dreptate. Dar nu simt nevoia să mă implic, nu mai simt nevoia să-mi dau cu părerea la mod doar dacă mă întreba doamna Simona sau mă întrebați noastră. Apropo de chestia asta, s-a venit din City Break-uri pe sistemul ăsta. Ne vedem de cuplul nostru, doar de cuplul nostru. Da, da, ce puteți să discutați? Adică, ok, ați discutat despre ceea ce veți face în viitor, încotro o porniți. O oră, două, trei. Ați discutat despre trecut, despre ce ați făcut, o cum oră, ați câștigat două, banii. Trei. Da, voi aici sunteți o mică societate. N-aveți cum să nu fiți influențați de evenimentele care se întâmplă în jur, pentru că și afară, te uiți la o știre, vezi că s-a întâmplat ceva, te influențează, discuți cu partenerul. Adică, până la urmă, în astea trei săptămâni, despre ce vreți să discutați? O să găsim subiecte în comun. Da, da. E ciudat să auzim chestiile astea, având în vedere că acum o săptămână era materialul ăla cu Inga și cu Andrei și cu voi doi pe canapea. Păi tocmai, datorită feedback-urilor pe care le-am primit, sfaturi care au fost înțelese greșit. Datorită feedback-urilor și interpretărilor care s-au făcut, prefer să văd doar de relația mea, adică atâta tot. Ce e rău ca să nu se interpreteze. Da, deci nu e ceea ce v-ați dori voi sau nu sunteți, n-ar trebui să fiți voi așa cum simțiți să fiți, pentru că se interpretează. Păi da, dar aici și dacă faci bine, ai vrut să faci rău. Și dacă chiar, nu știu, au toate tensiunile care s-au creat și tot ce trăim în jurul nostru, acum oamenii se ceartă în pauză, vorbesc. Chiar nu știu, am ajuns la un nivel în care efectiv vreau să mă detașez de tot ce este în jurul meu. Normal că simt tensiunile, bubuie în casă, dar nu, pur și simplu am alte preocupări acum. Scuze-mă, Raluca, și crezi că poate să facă și parte și Alex poate să facă același lucru? Nu știu, doar i-am sugerat. Nu e sugerat. Asta vreau să-ți spun. Deci, dacă îmi permiți un sfat, eu care privesc intenționat crâmpeile astea, eu nu urmăresc în continuu emisiunea, intenționat, pentru că vreau să surprind anumite chestiuni. Raportarea ta la Alex n-a fost asertivă. Adică tu nu i-ai recomandat, tu nu i-ai spus, uite, asta e părerea mea, cred că ar fi bine să... Și de ce spun treaba asta? Pentru că amendamentul în discuția ta e așa. Într-un fel ți-ai învățat tu lecțiile, da, poate puțin mai agresiv. Eu, feedback-ul pe care l-am avut e că el e plăcut în momentul în care dă sfaturi și se dialoghează cu băieții. Da? Deci poate experiența lui n-a fost așa. Nu este chiar așa. Chiar în live erau trei băieți care râdeau în spatele
fratele meu. Când, nu știu, arătau imagini cu noi sau când îi dădea sfatul lui Cosmin. Oricum, da, e vorba de Cosmin. Voastră. Da, de Cosmin. Dacă Cosmin vrea să se confeseze, eu vă spun strict 3 minute sau un minut jumate cât am văzut, l-am văzut pe Cosmin cu o privire pierdută, în care probabil el se gândea la ceva și părea că nu, e deconectat de ce spune Alex. Asta am simțit din materialul respectiv. Ok, experiențele sunt diferite, dar modul în care ai transmis tu lui Alex chestiunea asta, mie mi s-a părut o demonstrație de corp. E stilul ei, nu este stilul al cuiva. Pe de o parte, e paradoxal, pentru că Raluca vrea să păstreze liniște și echilibru în cuplu, da? Dar omite faptul că la un moment dat poate să îl pună într-o lumină, el se simte puțin invalidat în momentul în care spune, nu vreau să aud da, că... Da, dar mi-a plăcut că și Alex a zis, dar și tu să faci la fel. Păi vezi, creează luptă de putere. Bine, în cuplu. Trebuie să luăm pauză, că deja nu vrei să știi ce este în urechea mea. Bine, luăm pauză și după pauză vorbim.